Szeretettel köszöntöm a harmadik Korondi Kerámia Nemzetközi Sakverseny résztvevőit, támogatóit, az elöljárókot, a Sakszövetség Nemzetközi Szövetség részéről. Bíró Sándor vagyok, és üdvözlöm körünkbe a Román Sakszövetség újra választott elnökét, Deci salut pe toți participanții și pe personalități oficiali și sponsori care sunt prezenți la festivitatea de deschidere a ediției a treia a Ceramica Corund, turneul internațional de șac Ceramica Corund. Salut în rândul nostru pe președintele Federației Române de Șac, domnul Sorin Avram Iacoban, pe domnul Ion Șerban Dobrunățanu, vicepreședinte a Federației Europene de Șac și funcție mare la FIDE, Federația Internațională de Șac. A jucat și la turneul de Blistat Iațut Villanversenjenis. Pe domnul Danilov Vladimir, maestru internațional și vicepreședinte Federației Române de Șac. Cichi Ondraș Urot, domnul Cichi Ondraș, director la Direcția Județeană Tineri și Sport. Ravasz Ferenc Urot, Korund község alpolgármesterét, viceprimálul comunei Korund, domnul Ravasz Ferenc. És természetesen nem utolsó sorban, deci nu în ultimul rând, pe un mare visător de șac, care a visat acest turneu, tehát egy nagy álmodót, aki megálmodta ezt a versenyt, Sándor Leventit. Thank you.
Köszönjük szépen a fehérvári induló után, és după fehérvári induló, urmează imnul Uniunii Europene și o să rog pe toată lumea să ridice în picioare. Köszönöm szépen, mulțumesc frumos, danke schön, thank you, merci beaucoup. Dau cuvântul la viceprimarul Roas Ferenc, viceprimarul Comunei Corundă, după care rog pe invitații noștri, membrii al ECU, al FIDE, al Federației Române de Șac, să spună părerile lor. Mulți vin pentru prima oară la Corund, această localitate mică, dar care devine foarte mare și prin șah. Tisztelt jelenlévők, kedves sakkedvelők és sakbarátok! Kérem, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket a harmadik Korundi Kerámia Kupa hivatalos megnyitója alkalmával községünkben. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy egy ilyen rangos és nemzetközi szintű verseny házigazdája lehet községünk. Korund község önkormányzata igyekszik a szűkös anyagi lehetőségek függvényében támogatni a most megszervezésre kerülő versenyt, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Itt szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, és kiemelten Sándor Leventének, aki az eddigi népi kerámiájáról ismert Korund település egy újabb arcát mutatta meg a sok által a nagyvilágnak. Kérem, érezzék jól magukat községünkben, ahová a verseny után is szeretettel várjuk vissza. A továbbiakban kívánok Önöknek jó versenyzést és kellemes időltőzést községünkben. Stimáco aspec, jubitor, si prieten, álságolói. Permiteci se vo rezbun venitum comuna noastră, cu ocazia festivității de deschidere oficiale a turneului internațional de șac Ceramica Corund, ediția a treia. Ne simțim onorați ca comuna noastră este gazda unui astfel de eveniment de rang internațional. Consiliul Local Corund a încercat să contribuie la organizarea și bună desfășurarea evenimentului, care devine tot mai popular în rândul iubitorilor de șac. Aici vreau să mulțumesc organizatorilor și în mod special al domnului Sándor Levente, cine a contribuit ca comuna noastră vestită de ceramica populară să prezinte o nouă față prin șac. Sper că vă simțiți bine în comuna noastră, unde vă așteptăm cu drag și alte date. În continuare vă doresc un campionat cu rezultate cât mai bune și multă sănătate. Atât de măsut, Europa și șoc sărăcigă, alălnicinec de brunuța în urmă. Într-adevăr, n-am putut rezista tentației să nu mă înscriu la turneul de Blitz, ceea ce pentru mine de mulți ani n-am mai jucat. Felicit pentru nivelul atins al acestei competiții și aș sublinia că totuși tradiția în zonă există și dacă localitatea Odorheiu Secuiesc există în istoria șahului și în literatura șahistă, acum avem și Corund, ceea ce va duce peste mări și țări, dar peste multe mări și multe țări, după cum vedem,
avem această participare, această zonă a țării și șahul va fi promovat atât de frumos. E o bucurie pentru mine și ce am văzut astăzi, o să mai am și mâine dimineață ocazia să văd runda. Vă mulțumesc încă o dată și succes și la următoarele ediții. És akkor átadom a szót Szorin Ávrám Jakobán úrnak, a Román Sakszövetség újra választott elnökének, és Dauku Ventula Domnul Jakobán, recent reales președinte al Federației Române de Șah. În aceste zile, aici, acest domn visător, Levente Sándor, a pus Comuna Corunt pe harta șahului mondial. Felicitări, domnule! În aceste zile aici s-au scris câteva rânduri în cartea de istorie a șahului românesc. Să faci într-o comună de 6.000 de locuitori un asemenea eveniment este o mare onoare și o mare responsabilitate. Mulțumim, domnule viceprimar, mulțumim, domnule director, mulțumim Consiliului Județean Harghita, mulțumim tuturor celor care au contribuit la buna organizare a acestui eveniment. Prin calitatea celor invitați la acest turneu, ați demonstrat, domnule Levente Sándor, și prin organizare, că se poate. Sunt orașe mari în țara asta, care nu au făcut poate niciodată un asemenea turneu de o asemenea calitate. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez succes tuturor până la finalul acestui turneu. Și vă promit pe viitor, domnule Levente Sándor, că Federația Română de Șah va fi alături de dumneavoastră de fiecare dată când încercați și reușiți, văd, să visați frumos. Köszönjük szépen Jakobán úrnak a kedves szavait, megérdemelte a főrendező és az álmodó Sándor Levente. Mulțumim frumos pentru cuvintele calde al domnului președinte Jakobán, a meritat Sándor Levente și nu mint când spun acest lucru. Urmează, dau cuvântul la un maestru internațional de șah și organizator, este și a fost, nu de mult secretarul Federației Române de Șah și acum este vicepreședinte a Federației Române de Șah. Tehát egy nemzetközi mester következik, aki versenyt is szervezget Jászvárosba-Jászba. Nemrégiben a Román Sakszövetség főtitkára volt, most jelenleg a Román Sakszövetség alelnöke. Mondja el az ő véleményét erről a mai találkozóról. Se spune părerea despre întâlnirea de astăzi. Domnul Vladimir Danilov. Eu am aflat ieri de turneul de blitz că începe astăzi, am vrut să ajung și eu să joc. Din păcate, programul Federației Române de Șah nu ne-a permis să plecăm mai devreme. Dar cu drag la alte ediții o să particip. Sunt și eu, ca și antevorbitorii mei, absolut încântat de ceea ce se întâmplă aici în Corând. În primul rând, este prima oară, și cred că am 1 milion de kilometri la activ, când intru în Comuna Corând. Drumurile nu m-au purtat pe aici și am rămas absolut impresionat de ce am văzut, de curățenia, de toată organizarea comunei, iar despre turneul de șah, vă spun sincer, l-am urmărit, cred că și anul trecut m-am uitat și anul acesta și la fața locului, un turneu extrem de puternic și extrem de cochet. Se pare că domnul Sándor Levente a avut și de unde să învețe. Mi-aduc aminte de domnul Biro Sándor când începuse să organizeze la Tuznad și am să spun câteva cuvinte în engleză, cum a rugat domnul Levente Sándor pentru
invitații din străinătate. So, dear chess friends, welcome to the opening ceremony of the International Chess Tournament Ceramica Corund. Among us, we have some special guests. Ion Șerban Dobrănăuțeanu, Deputy President of European Chess Union, Mr. Iacoban Sorin Avram, the President of the Romanian Chess Federation. Both of them are delighted with the conditions of the tournament here in Corund, a small village only with 6,000 inhabitants who managed to perform very well in this chess event. Thank you very much. Átadom a szót Hargita megye, megyei sportigazgatóság igazgatójának. Nagyon rég a sakk mellett van, nem is tudom hány évtizede, hogy együtt dolgozunk, de és dau cuvântul la domnul Csiki András, director la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hargita. Lucrăm împreună, nici nu știu de câți ani, de foarte, foarte mulți ani și sprijină șahul fără. Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, domnule viceprimar, onorată asistență, permiteți-mi ca în numele conducerii județului să vă spun bun venit pe meleagurile harghitene și în comuna Corund, una dintre cele mai frumoase comune ale județului, situată într-o zonă mirifică foarte aproape de zona Sării, de fapt face parte din acea zonă, Praiduc și Sovata, care sunt puțin mai cunoscute. Dar din punct de vedere sportiv, în mod sigur, Corundul este foarte cunoscut, mai ales în ceea ce privește lupte, deoarece aici s-a născut campionul olimpic Lorenz Marton, a cărui nume poartă această sală. Deci, atunci când vorbim de mișcarea sportivă, nu pot să omit acest lucru. În ceea ce privește acțiunea noastră din această perioadă, ați nimerit într-un județ unde șahul e la ea acasă, cu puternice valențe în Odorhei, cu turnee cândva, până regretatul host Sotilă n-a dispărut dintre noi, au fost organizate foarte multe activități în județ, dar și la Mir Craciuc, unde domnul Biru are stabilimentul și unde există la sediul direcției noastre o sală de șah care e deschisă permanent în fiecare seară pentru șahiști, foarte mulți copii care evoluează aici, a început acolo la noi în sală. Dar nu vreau să fac acest istoric întâmplător, ci vreau să vă arăt că șahul și la Corund s-a nimerit să fie acasă și sper să fie acest turneu un succes real pentru șahul românesc și pentru dumneavoastră, pentru toată lumea. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsek mindenkit, Hargita megye vezetőségének nevében, hisz egyedül képviselem a megye vezetést. Örülök, hogy Corund sakk úgynevezett térképére fölkerült évekkel ezelőtt. Ez annak tudható be, hogy lelkes emberek közöttük Sándor Levent, akit már nem győztünk ugye dicsérni, kitartó konoksággal szervezte ezeket a versenyeket, és reméljük, hogy még nagyon sokáig fogja ezt tenni. Corund nem csak a sakk életéről híres, nem csak a kerámiájáról híres, ha sportról beszélünk, akkor nem kerülhetem el azt a tényt, hogy itt született Lőnisz Márton olimpiai bajnoka, Berlinben 1936-ban szerzett Magyarországnak aranyérmet, és hogyha Sóvidékről beszélünk, is Corund a Sóvidék része, akkor azt is el kell mondanom, hogy innen pár kilométerre Parajdon, helyesebben Alsó-Sófalván született egy másik olimpiai bajnok, Keresztes Lajos, akik itt ezt a vidéket látogatják, gondolom, hogy ezt is figyelembe veszik, és az emlékházaikat megtekintik. Én nagyon sok sikert kívánok a versenyzőknek, szervezőknek és mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, minden jót, sok sikert! Átadnám a szót az álmodónak, a főrendezőnek, a támogatónak, a pénzelőnek, a Nainti Deák Adáku Vantul Pentru Visetorul Nostru, pot să spun și sponsor, și organizator principal, las puțin timp să se pregătească, că este, din câte știu, primele două ediții foarte, foarte sensibil, când cineva organizează un
astfel de lucru deosebit. Deci fără să spun vorbe mari, am umblat la multe turnee și dânsul a făcut ceva deosebit, care nu s-a mai făcut nicăieri. Tehát a Sándor Leventét nem győzöm dicsérni, olyan dolgot csinált, önmagáért beszél, nem is kell dicsérni, ilyen teremberendezést és ilyen mindenre odafigyelést egy nemzetközi sakversenyen se tapasztaltam, eddig pedig már 48 éve, hogy járkálok a világba. Ugyanakkor meg szeretném köszönni a versenyen jelenlevő Román Sakkszövetség új vezetőségének. Néhányan a szervezésbe is részt vesznek, van, aki sakkozik, de vreau să mulțumesc și pentru membri consiliul director care s-a format director al Federației Române de Șac, care s-a format după 10 septembrie la campionatul european de juniori-juniare din excelent organizate la Mamaia. Mulțumesc pentru prezența lor ca jucători, ca arbitri, ca participanți. Domnul campion Alin din Arad, care este un mare organizator, campion. Iarăși un mare organizator de turnee, Dănuț Candea. Tehát szintén nagy versenyrendező, ő volt az egyik rendezője az Európa-bajnokságnak, a fost unul din organizatori și executanți, pot să spun așa, al campionatului european de la Mamaia, și pentru Lucian Jugaru, care s-a înscris la concurs. Și Jugaru Lucian, aki játszik a versenyen, és hétfőn kezd egy B-divizió csapatbajnokság. Ugyanakkor nem győzöm hangsúlyozni a jelenlevő 40 élő táblát, deci nu știu cum pot aprecia, deci nu mai am cuvinte cum se laudă prezența celor 40 de table digitale pe care trebuie să mulțumim Federației Române de Șac că ne-a ajutat cu tablele lor digitale. Tehát a Román Sakkszövetség sokszor megírtuk az újságba is, kölcsönözte a digitális táblákat. És ezzel élő közvetítés van, deci cu aceste table zilnic fiecare runde puteți urmări cele 40 de mese, 24 la turneul principal și 16 la turneul B Live. Ugyanakkor első alkalommal itt van jelen a Net TV, jelenleg ez, amit most mondok, a Facebookon élőbe megy, deci este prezent pentru prima oară Net TV, ceea ce spun direct se duce peste tot în lume prin Facebook. Köszönöm a Korond községnek, a polgármesteri hivatalnak, a támogatóknak, akik szintén a díjköztáson meg lesznek még jobban említve. Deci mulțumesc Comunei Korund, Consiliul Județean, Primeriei Comunei Korund și, bineînțeles, pentru sponsorii care au contribuit și, bineînțeles, cei care vor fi mai evidențiați la festivitate de premiere. Ugyanakkor, hogyha az idejük megengedi, szívesen elhívjuk, ezt mondhatom már, mint rendező segéd, Sándor Levente nevében a Román Sakkszövetség és az EQ FIDE képviselőid. De mint nem nagyon van, hogy beszéljek, ez nem pontosan úgy van itt, hogy az úri emberek elmondták és a meghívottaim, ehhez hozzájárultak a korondi farustársak. A korondi sakkbarátaim, Élén Pál Zsoltal, aki most itt adta nekem a mikrofont. Vreau să vă felicit pe toți participanți, pe toți cei care sunt acum în sală. Am fost așa de mult lăudat aici pe scenă, pe cei invitații noștri. Nu cred că
E așa să vă spun că nu este numai meritul meu. E Consiliul Județean, Primăria Comunei Corund. Sunt câteva firme care cu foarte mare plăcere mi-au ajutat. Sunt colegi care au contribuit să arate așa sala și nu numai. Deci nem csak arról van szó, hogy ezt én egyedül, én voltam a megálmodója, egy 2-3 évvel ezelőtt azt szerettem volna, hogy Székelyföldnek, Hargita megyének, oda mondanám, hogy Romániának egy olyan versenye legyen, ahol szívesen jönnek az emberek, ahol rend van, ahol fegyelem van. Am vrut să fie ordine, am vrut să fie liniște. Am învățat foarte mult de la foarte mari organizatori care fac turnee de zeci de ani. Când am zis că ce vreau să fac, mi-a zis Sándor, 80 ani. Dar acum cred că am demonstrat că se poate. Și mulțumesc! Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere și energie și vă promit că în anii următori o să fie 400-500 de jucători în Corund. Vă mulțumesc tuturor! Tudtam, hogy ez lesz belőle. Ismervén, hogy milyen ugye érzékeny, aki sok mindent rendes csinál, az nem is lehet másképp. De știam că așa vom termina. Cel care face într-adevăr din inimă, imediat încep și eu, lucruri adevărate, așa simte. Ugyanakkor nem, meg szeretném említeni a háttér dolgozókot, ahogy Levente is mondta, deci vreau să amintesc și pe cei care nu se văd, organizator sunt, nu se văd, és főleg azokat, azt a 20 panziót, a korondi panziót, akik amikor május végén Sándor Leventével végigjártuk a községet, mindenhova bementünk, és 500 szobát megnéztünk, és okéit mondtak, azt mondták Levente, beállunk a sorba, és most itt vannak, és itt lehettek önök is. Deci vreau să mulțumesc și acelor pensiuni, peste 20 sunt din Corund. Să știți că am fost la sfârșitul lunii mai aici și 2 zile am sacrificat din timpul meu liber ca să mergem la acele peste 20, de 30 am fost atunci, peste 30 de pensiuni am fost, am verificat aproape toate camerele să vedem ce putem și unde putem caza pe sportiv. Deci, dintre ei, peste 20 a zis ok, dacă vreți să faceți acest lucru, suntem și noi alături de tine, de voi. Deci pentru mulțumesc și pentru ei. Permiteți să mai spun sponsorii competiției noastre. Megszeretném említeni a rendezvényünk támogatóit, Hargita megye tanácsa, Korondkösi polgármesteri hivatala, a Korondi Kárpátisas, a Merindasi Székelyudvarhely, a Tescom Székelyudvarhely, az Adidas üzlet, a Kupeshop Csíkszeredából, aki önzetlenül éjjel nappallá téve az elmúlt időszakban csak nekem csinálták a dolgokat, hálás köszönetem itt is van a teremben. A Transport Csata Leventének Gyergyó Csoma falváról, a Fruzsi Csoki Székelyudvarhelyről, a Komkim Székelyudvarhelyről, a Hargita megye Sport és Ifjúsági Igazgatóságának, a PZ Elektrónak, a Hontvárnak, a Bonos Transznak és a Gyergyó Alfajvi Orient Prodnak. Toată lumea a vorbit de frumusețe, toată lumea a vorbit de cât de frumos este la Corun și cum este organizat. Din păcate, nimeni nu a apreciat munca arbitrilor în frunte cu domnul internațional arbitru Radu Cătălin Chirilă. Domnul Ciprian Muntean, domnul Barato și Iosi Baci, doamna Galimolo, domnul Liviu Berbenteu și doamna soția dânsului, Râpana.
Încă o dată îți mulțumesc că ați venit și toți cei care au venit din 13 țări, mari maestri, internaționali maestri, fide maestri, candidați maestri, maestri, că cred că într-un asemenea competiție și așa de puternic nu prea s-a fost în România și vă promit încă o dată că la anul, ediția viitoare, o să fie și mai tare. Vă mulțumesc foarte mult tuturor că ați venit și vă simțiți bine în comuna noastră curând. Aș vrea să ofer invitații noștri un premiu de excelență pentru vicepreședintele Uniunii Europene de Șac, domnul Ion Șerban Dobrănețeanu. Vă mulțumesc foarte mult, am discutat foarte mult acum la alegerile la Mamaia și la campionatul european. Și când a spus dumneavoastră că doriți să veniți la competiția noastră, sincer vă zic, n-am crezut. Și vă mulțumesc tuturor! Vreau să vă ofer și domnului președinte Federației Române de Șac, domnul Sorin Avram Iacoban. Și dânsului vă mulțumesc foarte mult că a venit. Știți că acest trofeu am să-l duc, să-l pun în vitrina Federației Române de Șah ca să rămână pentru istorie. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Și lui domnul Vladimir Danilovice, președintele Federației Române de Șah. Și vă mulțumesc că a onorat prezența la turneul nostru. Și cei care sunt toți invitații noștri, sper că o să mă sprijine în continuare și dânșilor am pregătit ceva, dar vreau să mă ducă personal la dânșii. Holnap dupla fordulovan, mâine runde duble, morgen zwei runden, vormittag, nachmittag, tomorrow double rund, holnap után szintén, sâmbătă la fel. Sâmbătă va fi un eveniment foarte interesant, asta vom spune mâine. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a kedvességet, a segítséget. Nagyon-nagyon sok óránkba Levente valamelyik nap 3000 órát számolt, hogy annyi órát töltöttünk ezzel a Csíkszeredában az öt kutya vendéglőbe. Ő mindig oda jött be, mert én Csíkszeredában lakom. De csak mulțumesc încă o dată pentru toți cei care au avut încredere în noi, în organizator, au spus că da, într-adevăr, am văzut pe Facebook peste tot că primii doi ani ați organizat și condițiile la voi sunt bune. Să știți că se gătește foarte bine aici, o să vedeți, deja ați și văzut. Reprezentanții noștri, invitații noștri o să-și dea seama. A koromd életében ez a rendezvény nagyon fontos esemény, mert ahogy elhangzott itt a beszédekben is, több mint 500 ember van most jelenben Koromd területén, és ez a sport összehozza az embereket, és nem csak az, hogy vannak itt versenyzők és sakkoznak, sportolnak, hanem ezáltal megismerik Koromd a hagyományait, a népművészetet, és egyre több turista fogja látogatni, reméljük, Koromd községet, és egyre több fiatal lesz az, aki kedvet kap ehhez a sporthoz, és itt fogja majd tölteni az ideit, nem a számítógépek előtt, vagy más egyéb rossz. Igen, hát néhány napja elkezdődött Korondon egy nagy álom, a megálmodója a csomafalvi születési korondi üzletember Sándor Levente. Ez az álom már két éve, hogy harmadik évest, két éve, hogy elkezdődött, és kellemes meglepetésemre, én is, mint ugye versenyrendező mondom, és játékos, ez kellemes meglepetésemre Románia
tehát a hazai rendezvény, sakrendezvény legjobban díjazott nyílt versenyét játsszuk ezekben a napokban Korondon. 13 ország közel 250 résztvevője sakkozik. Ma lezajlott egy szinte 130 fős villámverseny, 5-5 perces, és a néhány perce véget ért 40 perces megnyitón ide költözött Bukarest, tehát a Román Sakkszövetség képviselői jelen voltak. Elsősorban az Európai Sakk Unió alelnökét, Jon Serbán Dobronoczán úrat emelném ki, aki az EKU-nak alelnöke, tagja a Nemzetközi Sakkszövetségnek, a FIDE-nek. Szori Návrám Jakobánt, a Román Sakkszövetség újra választott elnöke is tiszteletét tette. Vladimir Danilov volt sakkszövetségi főtitkár, most sakkszövetség alelnöke. Ugyanakkor a sakkszövetségből még három tag volt, tehát szinte minden vezetőség erre a megnyitóra tiszteletét tette. Ugyanakkor a megyei sportigazgatóság részéről Csíki András úr, a sportigazgató vett részt, és a Korond alpolgármestere. Mit tudnék én mondani? A sakk ünnepbe öltözött Koront, mindenki csak dicséri, trikókot osztogat Sándor Levente. Ilyen színvonalas rendezvény, tehát még én a 48 éves sakkpályafutásom alatt nem láttam. Ez abban nyilvánul meg, nem abban a 115 ezer lejes, több mint 25 ezer eurós díjalapban, amit előteremtett, vagy előteremt nagy részét zsebből, és a nagymesterek összes költségét tehát vállalta, mert csak így lehet színvonalat teremteni, hogyha a legnagyobb címmel rendelkező sakkozókot meghívja, mert rangosabb lesz a verseny Korondra. Tehát nem csak ezáltal érdekes vagy különleges ez a verseny, hanem az ő nagy álma, ahogy megálmodta ezt, ő is járt országról országra, több ilyen rendezvényen vett részt, és a kivitelezés az, hogy mondhatni idézőjelben virágba öltöztette ezt a korondi sportcsarnokot, tehát ez szenzáció. Ezt hangsúlyozták a megnyitó ünnepségen a szövetség elöljárói. Ugyanakkor ilyen még a megyében nem volt, Hargita megyében, hogy 40 táblán élőbe menjen a közvetítés, tehát ahogy a lépéseket megtették a táblán, azonnal a világhálón, Ausztráliától Kamcsatkáig mindenki láthatja. A Net TV élőbe adta ezt a Facebookon, ezt az ünnepséget. Élő közvetítések vannak, tehát nem tudok szavakat találni. A Korondi Kerámia Nemzetközi Sakkverseny egyik legfontosabb rendezvénye a sportvilágában ennek az övezetnek. Azt merném mondani talán, hogy Székelyföldnek is, de Hargita megyének mindenféleképpen. Egyébként Hargita megyében nagyon nagy sakkélet van, rengeteg versennyel, tehát természetesen nem ilyen nívó, nem ilyen szintű versenyekkel, de nagyon sokkal, nagyon jól szervezett sakkoktatás van gyerekeknek főleg, és öröm számomra, hogy itt ezen a versenyen elég sok gyerek vesz részt, akik javarésze talán nálunk is megjárta magát, hisz a székházunknak a földszintjén külön sakkterem van, mert mindenkinek ingyenesen és bérmentve rendelkezésre bocsájtunk. De kanyarodjunk vissza a korondi versenyhez. Ez Sándor Leventének volt egy álma, hogy Korond község életében egy nagyon-nagyon szép versenyt szervezzen.
ha jól emlékszem, akkor a harmadik kiírásához érkezett az egyik legigazibb, ahol több mint 230 versenyző van. Több országból is természetesen, ha az emlékezetem nem csak, akkor 13 országból vannak itt. Több nemzetközi nagymester, nemzetközi mesterek, FIDE mesterek, tehát lényegében a sportág kiválóságai vannak jelen Korondon. Korond helyzete egy nagyon érdekes, hisz közismerten ugye a kerámiának a hazája, Sóvidéknek a része, hisz a Peremén van is, de mindenféleképpen a Sóvidék települése, és mindig el szoktam mondani, hisz civilben sporttörténészként is működök, hogy ne felejtsük el, hogy Sóvidék két olimpiai bajnokot adott, sorrendiségben Keresztes Lajos, aki ugye Alsó-Sófalvának a szülöttje, és 1924-ben ezüstérmes, majd 1928-ban aranyérmes lett birkozásban, és őt követte az 1936-os olimpián Lőrinc Márton, az az ember, akinek a csarnok, amelyben ma beszélgetünk, a nevét viseli, és én nagyon merem remélni, hogy a sakksport is odafejlődik ebben a településen, hogy na, Isten, előbb vagy utóbb egyszer lesz egy olimpiai bajnok ennek a településnek is sakba, és mindenféleképpen megérdemli ezt a titulust. Szervezés szempontjából pedig én azt mondom, hogy már most bajnokok, hisz egy nagyon szép versenyt sikerült összehozni. Egy egyszerű sportcsarnokot varázsoltak, szerintem teljesen szépé berendezték, és mindenki legnagyobb megelégedésre nagyon-nagyon szép versenyt szerveztek. Ezt a nemzetközi sakversenyt 3 éve kezdtük el szervezni. 2015-ben nagy sikere volt, első alkalommal 113-an ültek asztalhoz, a tavaly 2016-ban 163-an voltak 7 országból. A mostani rendezvényünkön 232 sakkozó ült asztalhoz 13 országból. Szenzációs sikernek örvend a verseny. Megtisztelt jelenlétével a Román Sakk Szövetség elnöke Szorin Avram Jakobán, az újdonsült alelnök Danilo Vladimir, nemzetközi mester, és az Európai Sakk Szövetség alelnöke Dobronec Janu Jon. A tavalyi versenyünk után döntöttem el, hogy magasabb rendet tegyük a mércét. Megbeszéltem itt a korondi sakkozókkal, Hajde megye tanácsánál sikeres pályázaton vagyok túl, Könyökös polgármesteri hivatala. A versenyünk főbíró a Rádu Katalin Kirilla, nemzetközi versenybíró, Csiprián Muntean Szorén, ő is a nemzetközi versenybíró Szatmárról, a Barátosi József, a Csíkszered Marosvásárhelyi Sportiskola edzője és bírója, Gálimola Katalin. Több mint 10 játékosunk van Korondról, Sóvidékről, Szobátáról vannak 6-7-en, Magfalváról, Farkaslakáról, hát így a környékről egy olyan 22 játékos van, aki a 3 csoportban játszik. Köszöntök mindenkit a 3. korondi kerámia nemzetközi versenydíj kiosztóján. Bine ați venit la festivitatea de închidere a turneului internațional de șac Ceramica Corund ediția a 3-a. Hamarosan rátérünk a pénz kiosztásra, a díjazásra. Trecem imediat, ca să nu prelungim vorba, la premiere, dar înainte de asta, un singur lucru vreau să vă spun care m-a impresionat astăzi în timpul ce am jucat eu.
Nu prea am avut, ați văzut, nu prea am avut timp să mă concentrez bine la jocul meu de șah, dar astăzi am reușit să joc și am văzut lângă mine două cazuri foarte, foarte interesante care merită să ne învețe pe noi. O minte este inkább, tehát nem csak inkább, hanem rendezéssel is foglalkoztam, a játékkal is foglalkoztam, teljesen a rendezéssel voltam elfoglalva elsősorban, és a mai nap folyamán egy nagyon érdekes dolgot láttam, amit el szeretnék most mondani, és ezzel be is fogom fejezni a mondókámat. Néhány játékos, aki részt vett a versenyen, sok problémát okoz a rendezőnek. Itt is sajnos volt néhány ilyen játékos. Amit a hangyaszorgalommal össze akarunk mi tenni, ezek a játékosok, független, hogy tele vannak pénzzel, vagy nincsenek tele pénzzel, a rendezőnek csak hátrányt okoznak. És éppen ezért itt volt, amikor a megnyitó volt, csináltunk a versenyrendezők bizottságát, ugyanis itt volt szinte mindenki, aki a Romániában versenyt rendez. Deci vreau să spun că la deschidere au participat și șefii federației și la curând sunt prezent, au fost prezent aproape toți organizatorii potențiali din România. Și atunci joi am decis că nu mai primim la concurs pe acei jucători care fac numai probleme organizatorilor și peste tot. Deci asta am vrut să spun. Ei, și nu spun nume, ei, că o să află că datele viitoare nu vor fi primiți în astfel de concursuri frumoase. Să se ia exemple de la cei doi care au jucat, domnul Marchidean, Asociația Nevezătorilor, Piroșco Alexandru, tot de la Asociația Nevezătorilor, și Panuș din Republica Moldova, tot așa nu. Deci exemplul dânșilor ca oameni, ca jucători de șac, ca comportament, cu posibilitățile lor, noi zicem puțin limitate, dar să știți că au alte calități. Tehát megemlítettem ezeket a neveket a nem látó szövetségtől, ezt a három embert, és a harmadik az a Panus, a Moldova köztársaságbeli, akikről mintázni lehetne az ideális sakkozót. Abszolút semmi gondot nem okoznak, mint más játékos. Tehát én csak ennyit akartam mondani. Átadom a szót Sándor Leventének, Daukoventul la organizatorul și la finanțatorul și visătorul acestui concurs, Sándor Levente. Bună seara și bun găsit tuturor la festivitatea de premiere a turneului internațional de șac, a treia ediție Comunei Corund. Vă mulțumesc că toți participanți în 80% suntem în sală. Festivitate de genul cum suntem acum, așa am vrut și în anii precedenți. Din cauza asta am făcut așa ca să cei premianți ia premiile care sunt numai în festivitatea de premiere. Festivitatea asta nu putea să fie așa de frumos și așa de bine văzut în toată lumea dacă nu aveam ca sponsor pe Consiliul Județean Harghita, pe Corondi Carpatișoș, Primăria Comunei Corund, firma Melinda Steel, firma Tescom din Odorei Secuiesc, Cupe Shop-ul din Mercurea Ciuc, Transport Ceata din Ciumani, Frugicio Chisica Iudoarhei, Sila Artizanat Corund, Comchim Seche Iudoarhei, Harghita Mediai Sport și Ifisag Igazgatósága, PG Electro, a Hontfár, a Volnostrans, az Orient Prod, a Szimbál, Lénárd Géza, Mátai Márton, Bíró Mihály és Balázs László. Na meg a székelyudvarhelyi Elon Fruit szerelén. Nupot szedrek fölövedére, pensiun, oameni din Corund, cei care a început să înțeleagă
că în comuna asta se întâmplă ceva. Va fi ceva. Vreau să înțeleagă că numai dacă unim se poate face lucruri frumoase. Trebuie să facem, să trecem de vederea ce se întâmplă în tot anul, să concentrăm, să avem lucruri și să facem lucruri pozitive în comuna asta. Îți mulțumesc încă o dată, pensiunea Coti, Foraj, Diufo, Bolaj, Evelin, Narcis, Hozaniziu, Eniku, Tortut, Bis, Oragonit și Fesegi Vendichas, cei care au acceptat prețul pentru noi ca să organizăm acest turneu. Încă o dată îți mulțumesc pentru ei. Îți mulțumesc pentru efortul făcut pentru noi. Vă mulțumesc că am înțeles că am vrut să facem ceva și așteptăm și suntem deschiși ca și în anii viitori să putem să colabora de genul cum am făcut în anul ăsta. Îți mulțumesc foarte mult! Foarte pe scurt, înainte de a trece să chemăm pe cei care au luat premii și vom chema destul de repede pentru că altfel va dura foarte, foarte mult. Nu o să mai mulțumesc nimănui, aproape toți cei care au contribuit la acest turneu li s-au adus mulțumiri, i-ați cunoscut aici. A fost totuși o misiune la festivitatea de deschidere, o să o repar acum. Trebuie să îi spunem numele și celui care a asigurat transmisia live. Este vorba de arbitru internațional Volcinschie Sebastian. Este și noul președinte al Colegiului Central de Arbitri, deci putem să-l felicităm și pentru această funcție. Eu personal îi urez succes, să facă treabă bună, voi colabora cu el și eu am fost șeful acestei comisii. Nu-i va fi ușor și probabil la sfârșitul mandatului o să aibă ceva mai puțin prieteni, să spunem. De asemenea, celor care au lucrat din umbră, nu o să-i spun pe toți, nici nu știu, cu siguranță mi-ar scăpa câțiva, dar e vorba de domnul Paul Jolt, care a fost cu partea tehnică. Cam tot ce vedeți pe aici, ordinea, simetria și tot ce vedeți așa cumva v-a minunat, este opera dânsului. Și ajutat de Costa Vințe, este cumnatul domnului Levente Șandor și alți corundeni pe care chiar nu-i mai pomenesc acum, pentru că mi-ar scăpa cu siguranță unii și ca să nu fie cu supărare, i-am spus numai pe șef. Începem premierea cu turneul D și anume cu trofeele care au fost acordate juniorilor. Aici a fost o mică suplimentare. Deci în prospect era anunțat ca fiind premiat numai locul întâi, s-au dat 3 trofee până la urmă, deci vor fi 9 premii la aceste categorii. Domnul Biero mi-a adus aminte că mai trebuie și o mică traducere, scurtă. Pentru că sunt mai mulți și din Ungaria, tehát mivel hogy Magyarországról is többen vannak, és a helyeknek is elmondom, hogy a főbíró Kirill Rádukatelin megemlítette a megnyitón, ez nem volt elmondva, hogy az élő tábla közvetítést a Román Sakkszövetségnek köszönhetjük, mert ők adták a táblákat, és Volcsinszke Sebastian, az itten ülő, itten álló úriembert közvetítette, és ő újonnal a Román Sakkszövetség bírói testületének az elnöke. És ugyanakkor a háttér munkásokat is megemlítette, Pál Zsoltot, aki hangya szorgalommal és nagyon pontos munkát végzett, és Costa Vincét is, Levente Sorgora. Deci categoria de vârstă cea mai mică, da? Categoria de 8 ani, pentru turneul de Blitz, care s-a jucat pe 28 septembrie, pe locul 3, Enachi Daniela Lorena.
Pe locul 2, Călin Mihai Octavian. Cei care nu cunosc premiază două fete drăguțe, Ilonca, soția lui Sandor Levente, și Enicu, sora lui Sandor Levente. Tehát Ilonka és Ilonka Sándor Levente felesége, és Enikő Sándor Levente testvére a díjazásba segít. Két csinos hölgy. Nu le-am prezentat pentru că mai există, o să mai fie o vorbă la sfârșitul premierii, în ceea ce le privește pe cele două doamne. Deci, câștigător, Leștian Peter. Și acum categoria de 10 ani, mulțumim, cred că s-au făcut destule fotografii, pe locul 3, Botea David Alexandru. Locul 2, Sachilaru Alexandru. Acum ei au fost mai micuți, au fost ajutați să se urce pe podium, dar de aici încolo participanții să urce direct pe podium, cei care pot. Și locul întâi, Filip Andrei. Bun. Categoria 12 ani acum. Locul 3, Vereș Armand. Locul 2, Vâlcu Matei Ștefan. Și câștigător, Paști Aron, din Ungaria. Acum se premiază primul loc de la categoriile speciale. Începem cu șahiștii din Corund. Aici, iarăși, s-a făcut o suplimentare, sunt trei premii. Deci, pe locul 3, Sente Calmă. Locul 2, Ian Ciobalind. Și câștigător, o bucurie mare pentru organizator, nu numai oboseală, Sándor Tamás. Premianții din cei
primii trei clasați din județul Harghita și aici a fost o suplimentare, deci nu a fost premiat numai câștigătorul. Pe locul 3, Sándor Tamás, din nou. Clasamentul pe județul Harghita. Locul 2, Benedek Ișvan. Și câștigător, Vodă Costel. Pentru că acum se primesc deja și pliculețe, deci cei care încasează premii în bani să treacă pe la domnul Baratoș să semneze, dintre cei care n-au semnat. Acum vor fi chemați câștigătorii premiilor speciale, dar vom chema câte trei și eventual să nu urce pe podium, pentru că nu avem decât câte un câștigător. Deci la feminin, Văsieșiu Cristina Valeria. Pe locul întâi la categoria veterani peste 65 de ani, Simion Nicolae. Câștigător la categoria veteran peste 50 de ani, Fuguian Grigore. Elo mai mic decât 1200, Ciobanu Sebastian Ștefan. Cei care nu sunt prezenți la festivitatea de premiere nu vor primi premiu. Deci donație pentru clubul din Corund. Se reportează anul viitor. Elo sub 1400, Oltean Cristian Daniel. Elo sub 1600, Chiheri Alexandru Virgil. Deci puteți rămâne mai mult, câte trei, asta am spus puțin mai devreme, ca să fie pozele mai... Elo sub 1800, Antal Hunor Zoltan. Elo sub 2000, Ciorgovean Justin. Elo sub 2200, Pușcaș Andraș. Pușcaș din Ungaria. Și câștigătorul categoriei Elo sub 2400, Cuzmin Iuri din Rusia. Kita Zernița a zolotti categorie. Și acum îi vom chema pe cei, pe primii 10 clasați din clasamentul general, începând cu locul 10, Pavlov Serghei din Ucraina. Locul 9, maestru internațional Miron Lucian Costin. Marius. Locul 7, marele maestru din Ucraina, Bernatski Vitalii.
Locul 6, Marele Maestru din Moldova, Svetușchi Dmitri. Locul 5, viitorul Mare Maestru, Costache Mihnea. Locul 4, Marele Maestru din India, Sriram Jha. Bun, acum le mulțumim. Hola Iraș, Unterschreiben. Semnătură. Locul 3, o surpriză și pentru turneul de bridge, dar și pentru turneul de șah clasic. O surpriză plăcută, juniorul de 14 ani și e cu certitudine unul dintre viitorii mari maestri de forță ai României, pe care o să aibă România, Gavrilescu David. A jövő nemzedék nagymestereként mutatta be a fővírót U14-es kategóriába. Tehát U14-es, harmadik helyet érte. Locu 2, Marele Maestru Szabó Gergely András. Și câștigător, colegul lui de la CSU, Universitatea de Vest Timișoara, Marele Maestru Străsescu Andrei, campionul național antitr al României. Románia jelenlegi sakbajnoka. Și asta la primul an după o mult dorită revenire sub culorile României, el a reprezentat Franța mai bine de 10 ani. Tehát Franciaországból jött vissza. Acum continuăm cu turneul C. La turneul C, categoriile 8, 10 și 12 ani sunt premiate cu obiecte, da? O să vedeți despre ce e vorba. Locul 3 la categoria 8 ani, Leștian Peter. Locul 2, Moldovan Tudor. Și câștigător, Paștin Jombor. Pachetele au fost oferite de Fruji Chioki. Vedeți în stânga aici ursulețul. Categoria 10 ani, pe locul 3, Donici Maier David. Locul... Deci Donici. Locul 2, Seghedi Matiaș. Locul 1, Boeru Dragoș Matei. Categoria 12 ani, locul 3, Husarul Remus George. Locul 2, Mareșanu Mina.
și câștigător, ciobanul Sebastian Ștefan. Continuăm acum cu premierea sportivilor din Corund, deci primii trei sportivi din Corund. Pe locul 3, Tofalvi Jolt. A helyiek, a korondiak díjat. Locul 2, l-am mai avut odată venit la premiere, domnul Sente Kalman. Și câștigătorul, un junior, Ian Ciobalind. Tata lui este un adevărat maestru, un artist al cioplirii lemnului. Numai lucru manual, face și de o calitate extraordinară. Unicate, nu face de două ori același lucru. Tehát a győztes édesapja, Jancsó Tamás, faragó művész, és egyedi dolgokat készít, senki a világon olyan nem, mint ő. Acum sportivii harghiteni, se repetă cumva istoria de la turneul D, pe locul 3, câștigătorul dintre corundeni, Ian Ciobalind. Mai vine o dată. Premiile pentru corundeni și harghiteni sunt singurele care au fost cumulabile. Pe locul 2, Oșvag Zsigmond. Și câștigător, un junior din Odorheiu Secuiesc, Nochi Elek Tamas. Și acum urmează premierea frumuseților din turneu. Ați văzut că s-a făcut și un album special prințese și regine prezente la Corund. A fost o participare feminină deosebită. La alte turnee uneori nici nu se pot da premiile la această categorie. Tehát most a szépségverseny, a Miss Mrs. Miss verseny következik. Díjazottjaim. Locul 3, Enaki Alisa Francesca. Harmadik hely. Locul 2, Ciocan Ariana. Most látjuk a győztest azonnal. Și câștigătoare, Bejan Clarisa Justina. Opa! Urmează categoria seniori peste 65 de ani. 65 év felettiek. Locul 3 din Sovata, Feche de Albert. Locul 2, din câte știu tot din Sovata, Domokos Andraș. Câștigător, Murg Gheorghe. Nu este? Nu este. Că nu am
Acum categoria seniorilor peste 50 de ani, pe locul 3, Brânzei Valerică. Locul 2, cel mai premiat jucător al acestei categorii, Sente Kalman. Și câștigător, Enachi Florin. Premierea la toate categoriile, că poate ați văzut, nu tot timpul a corespuns locul, eu știu, ocupat, să spunem, în cadrul unei categorii cu cel real din clasament, pentru că unii jucători au putut să ia premii la mai multe categorii. Le-am dat astfel încât cel mai bine clasat să ia maximul sumei. Deci numai pe acest principiu, liniar a mers, fără să conteze niciun fel de nume. Dacă o să vă uitați în clasamente, veți vedea locul 1, locul 1, locul 1, locul 1, apoi locul 2, deci numai pe acest principiu. Și eu sper că nu am reușit să nu facem niciun fel de greșeală sau să nu dezavantajăm pe cineva. Nagyon fontos, hogy a díjak megállapításánál a rendezőség azt vette figyelembe, hogy az illető játékos a legnagyobb díjat kapja. Tehát a legnagyobb díj, amit őt megilleti, azt kapta. Locul 3 la categoria Elo sub 1100 sau CIV, Beghe Károly. Din Corund, la primul concurs, probabil nu prea știe. Din Ciumani, nu din Corund, am greșit. Locul 2, Săchilaru Constantin. Tata premiantului de la Blitz. Multe familii aici care sunt premiate. Și câștigător, Iacob Gabor. Din Lupeni. Farkas Lakan. Nagy sakbarát. Sak szeretünk. Ez igen. Trebuie spus já după înainte. Categoria Elo cuprins în intervalul 1100-1200, locul 3, Saioc David, din București. Locul 2, Săchilaru Alexandru. Scuze. Locul 2, Kirai Lila Vira, din Ungaria. Și acum revenim, câștigător, Săchilaru Alexandru. Bravo, bravo. Se vede că Cati Nini v-a ținut bine acolo. Morgan. Nu, eu sunt la Cati. La Cati Nini. Categoria Elo cuprins între 1201-1300, pe locul 3, Costea Sorin. Locul 2, un copilaj de 10 ani, Pataki Dragoș Ioan. Tizeveș Fiucică. Și câștigător, tot un junior, Juravle Ștefan.
Categoria ELO cuprins între 1300-1400, 100% numai juniori, o să ocupe podiumul pe locul 3, Mărginean Bogdan Andrei. Locul 2, Ian Ciobalin. Care a acumulat cele trei premii. Și el, ca și domnul Kalman, a câștigat trei premii. Primul corundean, adică premiul la cei din Corund, din Harghita și la această categorie de ELO. Tehát a kiírás szerint a harghitai és a korundi játékosok több díjat nyerhetnek a versenykiírás szerint. Câștigător, Butolo Alexandru Mircea, din București. Și acum categoria ELO cuprins în intervalul 1400-1500, pe locul 3, Tofal Vijold. Locul 2, Câmpean Dragoș Lucian. Și câștigător, Gavriș Alexandru Cătălin. Acum cei 10 premiați din clasamentul general, pe locul 10, Deneș Ceaba Antal. Locul 9, Tamba Dumitru. O să fac o înțelegere cu domnul Piro, nu m-am gândit de la început. Jucătorii cu nume maghiare le va citi dânsul ca să aibă totuși plăcerea să fie pronunția corectă. Locul 8. Oswald Zsigmond. Locul 7, 7. Sándor Attila. Locul 6, Oltean Cristian Daniel. Locul 5, Durac Eugen. Locul 4, Simion Nicolae. Bronzérem harmadik, Nagyelek Tamás. A második, Dénes Attila Norbert, Magfalváról. Și mai rar într-un Open cu atâția participanți, dar tocmai de aceea putem spune că ne bucurăm, avem o câștigătoare. Deci pe locul întâi, Andreș Marina Corina din Arad. Aici, dacă permiteți să spun câteva cuvinte, acum 3-4 ani, primii 10 se află acolo jucătorul Deneș și pe locul 2 sunt doi frați. A venit la un concurs a noi la Corund și eu am spus la părinții lui că luați-vă în serios șahul,
că se poate foarte bine. Și îți mulțumesc și vă felicit că deja sunt între câștigătorii turneului nostru. Tehát négy évvel ezelőtt Sándor Levente bíztatta őket, magfarviak közeliek, tartják magukat a sakktábla mellett, és ime itt az eredmény. Kezdnek már a tavaly is. Acum începând, deci cu turneul B, începem iarăși cu premiile pentru jucătorii, să spunem, din zonă. Deci premiul pentru jucătorii din Harghita. Harmadik hely, Jakab Nándor. Újdonsült orvostan hallgató. És a barátunk, közeli barátunk, recent a intrat la facultate la medicină, și prietenul nostru din Lupén, Farkaslaka. Második, az édesapja, Jakab János. Tatălui Nándor. Și tot prieteni, ești barat. Szép szőtteseket csinálni. Și câștigătorul este din Borsec, Vodă Costel. Acum iarăși o să fie un podium cu frumuseți. Pe locul 3 la categoria feminin, Popa Andrada. Szépségdíj! Missis. Második, locul 2, Pásti Anna. Igen, Magyarországról, din Ungária. Și câștigătoarea e din Mangalia, sau oricum din județul Constanța, Panainte Andreea Bianca. Győztes a Fekete tenger partjáról. Tehát a sakk színekben vannak világos sötét, fehér fekete. Colorile șahului, alb negru. Acum o să-i chemăm pe veterani. Mare atenție la urcarea pe podium. Pe locul 3, Cornea Alexandru. Veteran harmadik, veteran peste 65 de ani, da. 65 év feletti, mondta a főbíró, hogy vigyázat a pódiumra való álláshoz. Locul 2, Năstase Ștefan. Acum să-l vedem pe câștigător cum o să se urce. Locul 1, Juncu Nicolae. Bravo! Concurs de concurs de adio. Este concursul lui de adio. Jadup spune înainte? Ok.
Și acum tinerii de la categoria seniori 50, pe locul 3, Gălățanu Iulian Marinică. Locul 2, unul dintre jucătorii speciali pe care i-a spus domnul Biro la începutul festivității, un jucător din categoria nevăzători, noi spunem parțial nevăzători, și fost campion național la această categorie, un mare iubitor al șahului și joacă de la egal la egal cu jucătorii care n-au acest handicap. Domnul Piroșca Alexandru din Sovata. Tehát, amint mondtam a bevezetőmbe, olyan kapta díjat, aki országos bajnok a nem látók között, és egyenlő esélyekkel indul a látókkal. Cei din Sovata, deși au luat premii, mă rog, probabil că au trebuit să se întoarcă acasă. Câștigător, antrenorul din județul Timiș, un foarte bun antrenor, moldovan Gheorghe Zanfir. Și care, într-adevăr, organizatorii țin să-i mulțumească totdeauna, pentru că vine cu foarte mulți copii și dintre cei mai buni la toate concursurile. Sok gyereket visz mindig a versenyekre, edző, Temesváru, Temesvári zónából. U14-es csoport, la U15-e, harmadik lókul 3, Antar Hunor Zoltán. Kati néninél jól volt a Mulcau prémi kárjáztat le Kati néni. Lókul 2, második, Pásti Áron, Magyarország, Ungária. És az U14-es győztes, köztigetorul Ó Pájspre, Toddin Ungária, Magyarországról, Hegedűs Luka. La U16-es 16 éveseknél, harmadik, Hegedűs Dominik Magyarországról, din Ungária. Második, Lókul 2, zweite Platz, Görögországból, Mancakuras Lukasz. Grecia, din Grecia. És a győztes köztigatorul Marosvásári Sportiskola, Klubos Sportiskolár Törgu Mures, Farcádi Hunor. U18-as, U18-es, Lókul 3, harmadik, Zetelakáról, din ZTA, Benedek István. Judécu Hargita? Hargita megye. Második, Lókul 2, Toddin Törgu Moros, de la Klubu Sportív Skolár, Marosvásárhelyi Sportiskola, Oroszvlád Drágos.
Câștigătorul a győztes, locul 1, Alboni Denis Dan. Marchi Dan urmează. Și acum pe locul 3, sper să fie în sală aici, n-am avut timp să ne uităm, să anunțăm, al doilea caz special pe care l-a spus domnul Biro, un jucător complet nevăzător, Marchidan Costică, profesor în Brașov. Tehát ő, akit mondtam, teljesen nem látó. Este la categoria ELO, mai mic de 1700. ezerhétszáz alatti harmadik hely. Segítsé neki! Locul 2, Filip Andrei. Și câștigător, Kiheri Alexandru Virgil. Este și component al naționalei de al nevăzătorilor din România, a participat la campionate europene, mondiale, destinate acestei categorii. În orice caz are o experiență care permite să joace de la egal la egal cu jucători dintre cei mai buni, din cadrul văzătorilor. Tehát România válogatottjának tagja, világ és európai versenyeken játszott ebbe a kategóriába, a nem látó kategóriába. Categoria 1701-1800, pe locul 3, Copac Sándor. Locul 2, Gheorghe Daniel, din Giurgiu. Și câștigător din Cluj, Pop Ioan. Categoria ELO 1801-1900, pe locul 3, Gurnov Cristian. Se pregătește membru al Consiliului Director ales pe 10 septembrie la Mamaia, câmpeanul Alin Vivian. Organizatorul, corect, nu trebuie omis acest lucru, organizatorul celui mai mare Open, vorbim de senior și a fost o singură categorie jucat în acest an, Open-ul de la Arad. A Román Sakszövetség újonnal választott elnökségének tagja, és az Arad Open, az augusztusi Arad Open óriási 400 fős részvevős rendezője. Și locul întâi, Dinca Ovidiu. Cred că din Suceava. Trebuie să mai spun despre domnul Câmpeanu că este singurul, firma lui, singura firmă din România care comercializează materiale de șac. Magazinul www.magazinuldeșac.ro. Tehát ő a
egyedüli hivatalos forgalmazója a sakk dolgoknak. Și acum primii 10 din clasamentul general, locul 10, o să-i chem puțin mai repede, locul 10, Cârjan Daniel, un foarte bun prieten al domnului Levente Șandor. Este din Horezu, din zona aceea, Râmnicu Vâlcea, Horezu. Pe locul 9, Mihailiuc Flavius Iulian. Locul 8, Fulger Ionuț Alexandru. A venit cu galeria. Bravo. Locul 7, Dracea Gheorghe. Și locul 6, să-i spunem patronul unui site binecunoscut iubitorilor de șah din România, Ceaușescu Iulian. Site-ul se numește Șah cu Ceaușescu. Tehát róla tudni kell, hogy egy nagyon híres sakk oldalnak a tulajdonosa, a szerkesztője, Sahulu Ceaușescu. Tehát Ceaușescu sakkja. Locul 5, un alt membru al Consiliului Director, Jugaru Lucian, din Galați. Ő és a Román Sakkszövetség újonnan választott vezetőségének tagja, Zsugáru Lucia. Locul 4, Neacșu Mircea. Ezután következnek a harmadik helytől. De la locul 3, Jencse Burmează. Oké, köszönjük szépen, mulțumim. Mulțumim, acum îi chemăm pe ocupanții podiumului. Pe locul 3, Necula Iulian. Și acum pe locul 2, al treilea caz special pomenit de domnul Biro, maestru internațional Panuș Victor din Moldova. Ő az, akiről szintén megemlítettem, hogy példát lehet venni magatartást. Încearcă să se transfere în lista României, să sperăm că o să și reușească acest lucru. Át fog iratkozni, szeretne átiratkozni Románia listájára, reméljük, hogy sikerül. Și câștigător, Bărbuleanu Șerban Ioan, din Craiova. Acum la turneul A, care a beneficiat de cel mai mare fond de premiere, dar totuși existând această limitare de ELO, au fost participanți, trebuie să recunoaștem, destul de puțin pentru câte premii au fost. Din nou începe premierea cu jucătorii harghiteni. N-au fost decât doi pe locul. Și a fost o mare luptă între ei. Pe locul 2, Șandor Tamaș. S-a făcut o mică eroare. A fost îndreptată la vizier, dar nu și pe această foaie a mea. Deci locul 3, Demeter Iosef. Harmadic. Az A csoport Hargita megyei játékosainak a díjazása. Turneul A, Hargiteni, locul 3. Locul 2. Ultima partidă a decis locul 2 și locul 1.
pentru că a influențat Buholzul celor doi, aflați la egalitate perfectă până în momentul respectiv. Deci pe locul 2, Sándor Tamás. Az utolsó forduló döntött itt a díjazásnál, icipicivel jobb volt a Buholca a következő játékosnak. Acum locul întâi o să las pe domnul Levente să anunțe câștigătorul. Pe locul prețul Aghita, nemeritat, pe domnul mare maestru internațional Biru Sándor, dânsul care nu a ajutat cu nimic acest turneu. Să știți că în mare parte pot să vă zic că dânsul îi mulțumesc că a ajutat foarte, foarte mult la organizarea acestui turneu frumos. Și încă o dată îți mulțumesc. O să chemăm acum și cele două fete prezente în turneu. Câmpean Andra. Și marea maestră Ionescu Irina. Győztes nagymesternő. N-au fost singurele din turneu, dar o să vedeți, mai este o jucătoare care a luat un premiu mai mare la altă categorie. La fel s-a petrecut și la veterani. Singurul premiat la această categorie, pentru că alții au luat la premii mai mari la alte categorii, Veljković Saša din Serbia. Căci porba. Deci acum beneficiind, păi singurul, beneficiind de această regulă care dânsul a inventat-o, probabil s-a gândit că o să vină momentul când o să profite de acest lucru. Pe locul 3 la categoria senior 50 de ani, marele maestru Biru Sándor. Și totuși, ca să nu mergem cu gluma mai departe, este maestru internațional și, mai important decât atâta, a câștigat titlul mondial la categoria amator cu ELO sub 2200. Anul acesta este campion mondial. Azt mondja a főbíró, hogy én állítottam nagyrészt össze a versenykírást, és úgy csináltam, hogy ezt a díjat most meg tudjam nyerni. Hát valóban Sándor Leventével állítottuk össze, és egy kicsit megdicsért, hogy májusban sikerült a Kosz szigetén Görögországba az AKO rendezésébe a világbajnoki címet megnyerni. Köszönöm szépen! Pe locul 2, un participant venit de departe și el a mai fost la acest concurs și probabil că va mai veni atâta timp cât se va mai organiza, maestru Fidel El Mark din Anglia. Și câștigător, maestru internațional, Văsieșiu Dan, din Târgu Mureș.
Categoria juniori 18 ani, pe locul 3, Ognean Mihnea din Târgu Mureș. Da, nu are 18 ani, evident. Așa, dar ați văzut regula care am anunțat-o, am și afișat-o, juniorii mai mici au putut să concureze, bineînțeles, la, pentru o vârstă mai mare. Tehát nincs még 18 éves, sőt, még talán 5 év válasza el, de így kapta díjat. Pe locul 2, colegul său de club, vă ție și un Victor, el are cam 18 ani, așa. Și câștigător din Ungaria și face parte din lotul național al acestei țări, Cârstulovici Alex. Tehát magyar válogatott részt vett az Európa bajnokságon mamáján is, Magyarországról Alex Cârstulovici. Ötödik lett az Európa bajnokságon leadlókú Csinslák Campionatul European di Mamaia, anul ăsta, cum recent încheiat, tehát ötödik lett az Európa bajnokságon, nem olyan rég. Categoria juniori sub 20 de ani, pe locul 3, Ileana George din Alba Iulia. Corect. Colegul Munteanu mi-a spus aici, unul din cei trei juniori care a luat medalie de bronz la campionatele europene de la Mamaia. O performanță foarte, foarte bună. Tehát róla tudni kell, hogy most két hete véget ért az Európa-bajnokság Mamáján, a Fekete-tengerparton, és bronzérmes lett. Dritte Platz in Europa Einzelmeisterschaft. Locul 2, Ciorgovean Justin. Tot din Alba Iulia. Elev de-ai lui Marius Ceteraș, nu știu dacă mai este aici în sală, cel care a și scris o seamă de manuale și culegeri de probleme foarte, foarte apreciate. Ceteraș, Fidemesternek a tanítványai, ő Ceteraș, könyveket is ír és versenyeket is rendez. Și câștigătorul acestei categorii, care a performat și la turneul de Blitz, pierzând ultima partidă, el a reușit performanța necesară obținerii unei norme de maestru internațional, totuși nu obține această normă pentru că nu a avut decât 3 străini, oricum este doar o chestiune de timp până va obține acest titlu. Juniorul de 14 ani, deci câștigătorul categoriei de 20 de ani, Gavrilescu David, din Craiova. Az utolsó fordulóba kikapott, de így is teljesítette a nemzetközi mesteri normát, amit sajnos azért nem tud megkapni, mert nem volt meg a megfelelő külföldi létszám, akikkel játszott. Categoria ELO sub 2100. 2100 alattiak. Pe locul 3 chiar am pierdut șirul, de câte ori l-am chemat pe podiumul de premiere, Sándor Tamás. Harmadik. Și credeți-mă, nu l-a avantajat niciun arbitru, absolut nimeni cu nimica. Nu ne-ar lăsa tăticul. Tehát azt mondja a bíró, hogy a rendezők nem segítettek neki, ezt ő szerezte meg. Pe locul 2, Samu Sorin. Un jucător cu adevărat mare, da. Putem spune. Második hely. Și câștigător din Ungaria. Tehát Magyarországról a győztes, Losonci Marcel din Ungaria.
Continuăm cu categoria intervalul 2101-2200 ELO. Pe locul 3, profesorul de șah din Râmnicu Vâlcea și primul antrenor al celui mai tânăr mare maestru din România, îl cunoașteți cu toții pe Deac Bogdan, Varlan Hervig Ioan. Am făcut o prezentare foarte frumoasă, dar nu e aici. Akit mondtak, Deák nagyon tehetséges nagymesternek az edzője és felfedezője. Csak nincs sajnos jelen. Locul 2, tocmai din Bulgaria, Stoyanov Zvetsan. Bulgariából, Bulgarian. Și câștigătoare, maestra internațională din Grecia, Maka Iulia. Grigorsak, Greekland. Azaz, jól. Acum categoria ELO cuprins între 2201-2300, pe locul 3, maestru fire din Rusia, Kuzmin Yuri. Orosorsak. Locul 2, Aksinte Matei Ionuț. Și câștigător, simpaticul maestru internațional, Florescu Codruț. Dacă chiar este cineva care nu știe, îi se spune și corbul. Cu mare drag, nu se supără. Tehát a barátok, a sakbarátok úgy nevezik, hogy corbu, tehát varjú. Corect. Și este autorul probabil celei mai inspirate comparații făcute, ar putea să fie motoul acestui turneu, câți ani va fi de aici încolo. A spus, corundul este maracana șahului românesc. Tehát corbu, ezután corbu motóval játszunk, itt azt mondta ő, hogy a korond a sakk Marakannája. Ugye mindannyian tudjuk, a nagy stadionról van szó. La categoria ELO sub 2400, câștigător este Filip Lucian Ioan. Ceilalți participanți au luat la alte categorii locul întâi. Primește mai mult. Și acum de la locul 15 în sus, o să-i chemăm puțin mai repede, dar le vom spune și titlurile, să-i cunoașteți. A 15-dik helyről felfele, kicsit gyorsabban fogjuk hívni. Locul 15, maestru internațional Miron Lucian. Locul 14, maestru Fide Sechiere și Adrian Simion. Locul 13, marele maestru din Ucraina, Cricun Iuri. Maestru Fide din Ucraina, Cricun Iuri. Locul 12, marele maestru Sabo Gherghei.
locul 11 și unul din veteranii concursului, marele maestru din Serbia, Abramović Boško. Locul 10, marele maestru Gianu Vlad Cristian. Locul 9, marele maestru din India, Shiram Jha. Nagyon messzi országból, Indiából jött. Infiltrat printre acei jucători posesori de ai titlului de mare maestru, deocamdată doar maestru Fide, Costachi Mihnea. Chiar maestru internațional are toate normele. Locul 7, marele maestru Manolache Marius. Locul 6, maestru Fide Stanciu Alexandru Ovidiu, care și-a făcut o normă de maestru internațional la acest turneu. A treia și ultima. Az utolsó nemzetközi mesteri normáját teljesítette. Tehát most nemzetközi mester kell legyen. Locul 5, marele maestru și campionul național antitr al României, Istrățescu Andrei. Locul 4, marele maestru din Ucraina, Bernaschi Vitali. Și acum podiumul, pe locul 3, marele maestru care reprezintă Belgia, Malahat Covadin. Átadja a díjat a főrendező Sándor Levente. Și acum un mare maestru, o mare speranță a șahului din Ungaria. La 18 ani a depășit deja nivelul de 2600 și are victorii la jucători din top 10 mondial, Gledura Benjamin. Az első számú kiemelt volt, 18 éves, és a tavaly legyőztek Anand ex-világbajnokot és Kárpov ex-világbajnokot is. Egri születésű Magyarország din Ungária. Sokáig együtt dolgoztak Mészáros András nemzetközi mesterrel, az Egrivel, aki itt gyönyörű sakkönyveket hozott. De múlt án mai de mult au lucrat împreună cu Mészáros András, care a adus cărți împreună cu Dostai Ianoș, cărți de șac interesante. Criteriul de departajare la această competiție a fost victoria directă. Este exact ceea ce a decis și câștigătorul turneului, la egalitate cu 6,5 puncte și cu Gledura, care a fost pe locul 2, Svetușkin Dmitri, dacă a reușit să-și învingă adversarul.
Zvetușkin Dimitri din Moldova, bineînțeles, un mare prieten al șahului românesc. A győztes Moldova köztársaságból van, és egyedül tudott nyerni a második helyzet Gledura ellen. Festivitatea nu s-a terminat. Domnule Vente o să vrea să zică ceva, dar nu las eu acum. Vă rog frumos să mai aveți răbdare 3 minute. Nu este niciun fel de regie, deci ceea ce voi spune acum pe cei vizați este o surpriză totală. Vor fi premiați, vă închipuiți probabil cine, dar vor fi premiate 3 persoane speciale, da, cărora li se datorează acest turneu. Începem cu o doamnă care s-a grăbit să fugă la loc, dar o rugăm să vină înapoi, Ilona Șandor, cea care trebuie să-i suporte zi de zi organizatorului această dragoste concurențială, am putea spune, pentru jocul de șah. Bună parte, poate, din timpul pe care ar dori să îl acorde, domnul Șandor vine cu noi prin turnee. Nem csak azért kapja külön díjat, mert megtűri a férjének ezt a nagy szenvedélyét, és azt is, hogy szinte 3000 órát együtt szórakoztunk Csíkszeredába Leventével ezen a versenyen. Nem csak ezért kapja ezt a díjat. Cel de-al doilea premiat a mai fost premiat la această festivitate, dar o să mai fie, e cel din stânga mea, da? Organizator internațional, maestru internațional, campionul mondial sub 2200, Biro Șandor. Cea care a avut inițiativa să facă această premiere și care, încă o dată vă spun, este surpriză totală, este unul dintre voluntarii prezenți la acest turneu, doamna Enikő Sándor, este sora organizatorului Levente Sándor, deci îi aparține în totalitate inițiativa acestei premieri. Și îi mulțumim. Deci toată familia Șandor, să știți că a muncit pentru acest turneu. Încă o dată, doamna Enikő Sándor, doamna Ilona Șandor, cumnatul Costa Vințe, nu știu dacă este în sală aici, deci și-a pus la muncă toată familia și bănuiesc că fără salariu. Poftiți, doamnă. Așa e, una dintre piesele negre, cea aflată în stânga regelui, Nebunul, va fi mâncată acum în direct de domnul Levente, pentru că deja s-a rupt. Tehát a Levente a futót kénytelen megenni, mert eltörött. Azt hittem mondani a versenyt, hogy azt hittem, hogy a fiúrák megeszem, ezt most megeheti, mert mézes kalácsból van, ezt mondjátok. Este din mézes kalács. Mulțumesc foarte mult pentru surpriza făcută și încă o dată îți mulțumesc de familiei mele cât a rezistat de nebunia asta ce am început eu.
Și sper că v-am convins pe toți cei care vin din 13 țări să vadă că într-o comună așa de mică s-a putut rezolva acest lucru. Sperăm și credem că în viitor, în comuna noastră, o să vă simțiți bine. Să nu mai veniți numai pentru șah, să mai vizitați și în alte ocazii când sunteți în trecere. Că acum am văzut, s-a făcut relații, că sunt jucători, familii care vin în aceeași familie. Vă așteptăm și în anii următori și acum, peste câteva momente, vă așteptăm la masa festive, toți cei care sunt aici la festivitatea premierii. Mulțumesc foarte mult! Tehát én is egy pillanat csak szeretnék köszönetet mondani. Itt két dolgot hallottam. Megköszönjük a bíróinknak, mulțumim Imár Bitrilor, v-am prezentat, nu mai spun, dar și Primuntean a zis aici că corundenii primesc așa de multe premii încât se gândește să se mute la Corund. Tehát arra gondolkozik, Cipri Muntean, am auzit acum, azon gondolkozik, hogy átköltözön Korondra, mert olyan sok díjat kapnak a korondiak. Una. A második, jövőben nagyon könnyű lesz az elszállásolás. Anul Vitor Kazári va merge foarte, foarte bine. Vă spun de ce. Mulți mi-au spus că deja s-au înțeles cu proprietarii de pensiuni că acolo vin. De exemplu, am auzit să vin de sus de la Coti. Acolo deja nu mai am loc anul viitor la Coti, că acolo vor să... Tehát jövőben, akik a Cotin-nál voltak, csak egy példát mondok, azt mondták, hogy oda szeretnének, és nem csak a Cotin-nál, hanem nagyon sok ilyen helyen. És köszönjük a panzióknak még egyszer, hogy beszálltak ebbe a játékba. Most a megérdemelt üdítőzés. Masa festive pentru cei care sunt cu pachetul și nu mai accentuez acest lucru, cei care au plătit pachetul, cazare, masă și n-au spus că nu vreau asta sau nu vreau asta, pentru cei care au plătit pachetul, primesc un bonus, cina festive gratuite din partea organizatorului. Asta va fi la Casa Veche de Culture cu 250 de participanți. Toată lumea se duce acolo. Eu spun încă o dată că merită, cei care locuiesc aici, stau aici, merită să veniți fără mașini pentru că merită, că o să consumați acolo și... Și este ca și cum m-aș duce eu cu mașina la Eger, la Seipasunvilgi, exact așa este. Deci acolo merită să te duci pe jos, că consum n-ai ce face. Tehát azt mondtam, hogy jobb, hogyha kocsi nélkül megyünk oda, azért, mert ott fogyasztás lesz keményebb.